În ziua cinstirii întâiului martir al bisericii care a văzut cerurile deschise și pe fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta tatălui, parohia nașterea Maicii Domnului și Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Păltiniș, județul Caraș-Severin, și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Îl rugăm pe Sfântul Arhidiacon și întâi mucenic Ștefan să ne ocrotească pe noi pe toți să-i ocrotească pe credincioșii din parohia Păltiniș, pe toți tinerii și copiii drept credincioși din întreaga lume și să ne ocrotească pe noi cei care slujim în Sfântul Altar, diaconi, preoți și arhierei. Să ne dăruiască Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Ștefan, înțelepciune, echilibru și dragoste față de toți oamenii. Așa cum Sfântul Ștefan s-a rugat pentru cei care l-au ucis și noi să ne rugăm neîncetat pentru cei care nevoiesc răul, ca Dumnezeu să-i înțelepțească și să-i întoarcă pe calea cea bună. Cu o istorie de peste două secole, lăcașul de cult a fost resfințit în anul 2008, atunci când l-a primit ocrotitor și pe Sfântul Arhidiacon Ștefan. Avem aici o biserică ridicată în anul 1811, biserică ce a fost sfințită pentru prima dată de Arhimandritul Filaret Mosta în anul 1906. În anul 2008, din inițiativa Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru faptul că Sfântul Prestol nu avea moaște. Preasfințitul Părinte a cerut să fie restaurată Sfânta Masă și tot în acest an a fost reternosită Sfânta Biserică și de asemenea s-a conferit cel de-al doilea hram, hramul Sfântului întâi Mucenic și Arhidiacul Ștefan. Ne-am bucurat și astăzi de prezența Preasfinției sale pentru că a venit să ne rugăm împreună cu prilejul sărbătorii și praznicului Sfântului Arhidiacon Ștefan. Îi mulțumim din suflet și îi dorim multă sănătate și râvnă în ceea ce face pentru toată episcopia Caransebeșului. La final, părintele parohii a oferit preasfințitului părinte Lucian o icoană cu Sfântul Ștefan din partea comunității. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic etos al episcopiei Caransebeșului.